Odată cu reînceperea anului școlar, protestele anti-Israel și pro-Hamas zguduie campusurile americane. Perspectiva unui acord negociat pentru eliberarea ostaticilor israelieni răpiți de Hamas a ajuns din nou într-un punct mort, deoarece liderul Hamas, Yahya Sinwar, a formulat noi cereri care fac și mai dificilă atingerea unui acord. În ciuda faptului că liderul grupării teroriste Hamas blochează orice posibilitate de a opri actualul război, Occidentul pare tot mai departe de realitatea din Israel. Tim Walz, nominalizat la vicepreședinție din partea democraților, a declarat vineri pentru un post de radio din Michigan că demonstranții anti-israelieni au, cităm, motive întemeiate să protesteze. În timpul interviului său, Walz nu a menționat deloc gruparea teroristă Hamas, care este responsabilă de execuția a 6 ostatici israelieni, inclusiv a unui american, într-un tunel din Gaza la începutul acestei luni. Totuși a cerut mai multe presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru a încheia un acord de încetare a focului și de oprire a luptei, deși în mod real, în acest moment, toate perspectivele de a opri războiul sunt blocate de liderul Hamas, Yahya Sinwar. Presupusele atacuri aeriene israeliene în vecinătatea localității Masiaf, în provincia Hama, din nordul Siriei, au ucis cel puțin 14 persoane și au rănit în jur de 46 de persoane, potrivit Agenției Arabe de Știri din Siria Sana, afiliată regimului sirian. Sana nu a specificat ce anume a fost lovit în atacul recent. Cu toate acestea, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a remarcat faptul că atacurile aeriene israeliene au lovit locuri din provincia Hama, inclusiv un institut de cercetare militară. Reuters și Sky News Arabia au citat surse locale de informație care susțin că locația este un cunoscut centru de dezvoltare a armelor chimice, despre care se știe că găzduiește o echipă de experți militari iranieni. Atât Iranul cât și Rusia și-au sporit semnificativ prezența și influența în Siria în urma războiului civil sirian, iar gruparea pro-iraniană Hezbollah operează chiar mai multe unități pe teritoriul sirian, atât pentru a-l sprijini pe aliatul său Bashar al-Assad, cât și pentru a extinde capacitățile de amenințare împotriva Israelului. Numărul vizitelor evreilor la muntele Templului din Ierusalim au atins un nivel maxim, în vreme ce premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Itzhak Herzog au subliniat recent fiecare angajamentul Israelului față de actualul status quo asupra locului sfânt. Aceste declarații au venit ca răspuns la comentariile recente ale ministrului Securității Naționale Itamar Ben-Gvir, care a susținut construirea unei sinagogi la locul sfânt. Înainte de anul nou evreiesc, organizația Beyadenu din Ierusalim a raportat că 52.337 de evrei au vizitat muntele Templului de la ultimul Rosh Hashanah. Muntele Templului, unde au fost construite primul și al doilea templu evreiesc, este cel mai sfânt loc din iudaism. De la eliberarea Ierusalimului din 1967 de sub ocupația iordaniană, numărul vizitelor evreilor pe muntele Templului a crescut constant, cu o accelerare vizibilă în ultimii 5 ani. Actualele reguli datează de pe vremea ministrului apărării Moshe Dayan, care a fost de acord să lase garda islamică Waqf să continue să gestioneze afacerile de zi cu zi ale locului sfânt. Pe măsură ce organizațiile internaționale depun eforturi din ce în ce mai mari în încercarea de a reglementa inteligența artificială în conformitate cu, cităm, valorile comune ale comunității internaționale, creștinii trebuie să realizeze că nu pot avea încredere în astfel de organizații pentru a descuraja adevăratele pericole ale inteligenței artificiale. Săptămâna trecută, Convenția Cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială și drepturile omului, democrația și statul de drept a fost prezentată și a fost semnată de mai multe state. Un exemplu de valori comune pe care Consiliul Europei le îmbrățișează, pe lângă sprijinul față de avort, este sprijinul deschis față de principiile Yogyakarta, care se opun sfințeniei căsătoriei și învățăturii creștine asupra bărbaților și femeilor și afirmă că toți copiii au dreptul la, cităm, autonomie și autodeterminare și, prin urmare, modificările chimice și chirurgicale ale caracteristicilor lor sexuale trebuie făcute în coordonanță cu opiniile copilului.